Salut și bine ați venit la un nou episod din Pati gătește cu ceare prin frigider. În acest episod o să fac un burger vegan cu produse care sunt destul de la îndemână. Tot ce am folosit este procurat de la Kaufland și sper că rețeta de azi, în această miercuri, vă găsește bine. Dacă nu, burgerul ăsta este pentru voi când nu aveți energie și sunteți stresați. Luați o pauză cu o cafea, un ceai sau minerale și burgerul ăsta se face destul de ușor și poate fi mâncat oricând, dimineața, seara sau... Sper să vă placă. Facem acum, trecem la burger vegan, care e bun pentru toată lumea și pentru această miercuri în care ciluim împreună.